cineva o să doarmă foarte bine de seara. Ia uite ce bine. Astăzi noi o să ne ducem la tenis și acolo, la intrare, în loc să intrăm, noi o să deschidem telefonul și o să filmăm. Vă promitem. Și tata o să-mi facă garelie să se zică, hai Natalia și hai, să Natalia, filmeze. Hai, și voi la fel să strigați, pentru că acest vlog de luni este despre cum se duce Natalia la tenis la Academia lui Victor Hănescu. Tu nu știi cine e Victor Hănescu? Hai să vedem dacă îl prindem acolo să facem cunoștință. Hai! Ea joacă tenis doar în casă. Am înțeles. Cu niște palete. Am înțeles. E ok. Hai să facem cunoștință. Facem două ture de teren? Alergi cu mine? Hai! Începe! Sărituri. Uite așa, aici le duc la eu și fac să dau picioare. Hai, fără să te grăbești. Bravo! Este o șansă să pune aici. Atât. Nu, nu, nu.
Mulțumesc. Hai să începem, dacă vrem să facem cercul ăsta. Poți? Hai. Cu mâna. Cu mâna așa. Următoarea. Ai văzut că poți? Ți-a dat o rachetă? Aha. Și acum o să dau peste, pa! Trebuie să mă duc la antrenor. Hai. Cum stăm la dreapta? Lovitura cu dreapta, așa. Și întorci piciorul ăsta, îl pui în spate. În spate. Și așa? Nu, cu o mână acolo. Aia e dreapta. Piciorul ăsta îl pui în față. Hai. O lăsăm să cadă și pe urmă dăm. Da. Da. Bravo! Face parte din antrenament, mingile, da. Nu? Să le vină. Îți place? Acum trebuie să duci racheta la loc. Doamne, o duce!
Uite, mai jos. Uite-te mai jos. Așa. Uite că poți să-l ții și tu, vezi? Se pare că totuși tenisul nu este atât de ușor pe cum pare la televizor. Cât antrenament și pentru ce? Și pe asta. Așa, ajută-mă să le ducem. O să faci un oșculeț și le duci tu singură după, nu? Cineva o să doarmă foarte bine de seara. Gata! Acesta a fost antrenamentul? Da. Ok. Bravo! Data viitoare să ne jucăm și copii, da? Natalia, s-a încheiat antrenamentul tău? Te-ai făcut cunoștință cu doamna antrenare? Mai știi cum mă cheamă să-i uitat? Ce vrei să-mi spui și mie? A uitat. Camelia. Bun. În ce a constat antrenamentul? Primul antrenament? Că ea n-a mai făcut antrenamentul ăsta până acum. Primul rând am văzut că se descurcă foarte bine. Se mișcă bine pe picioare, adică are motricitatea foarte dezvoltată. Cred că și din cauza că face balet. Și cât durează un antrenament? Depinde. La început, 55 de minute, cam așa. O oră. De câte ore pe săptămână? Treptat de 3 ore. 3 ore pe săptămână? 3 ore pe săptămână, cam așa în sunt fiecare, la început. În fiecare seară? Da. Noi avem un program de la 6 la 7. Așa. Marcă și joia acum este și mai avem sâmbătă. Sâmbătă avem de la 11 la 12. Și copiii trebuie să fie așa de energici ca Natalia sau trebuie să fie mai puțin energici? Nu este un defect, dar trebuie să-i învățăm noi să-i temperăm, să-i facem să fie mai mult concentrat și tot. Da. Ok. E bine că-i place și prinde foarte repede. Sper că-i place. Trebuie echipament special, rachetă, altceva? Rachete momentan avem noi aici, formă, dacă sau puteți să-i cumpărați, de asta în funcție de mărime și tot. Și pur și simplu trebuie să vină să aibă dorință și ce să mai aibă copilul ca să știe părinții dacă să-l dea sau nu la tenis. Da, cum asta, să fie, să-și dorească, să-i placă, să fie o bucurie. În primul rând, noi trebuie să-i facem să le placă, să nu fie supărat să plece de aici, deprimați copii. Și Natalia cum a fost? Natalia e un copil foarte inteligent, în primul rând, prinde foarte repede ce îi spun, numai că are energie prea multă, adică vrea prea repede să lovească ea. Dar... Deci trebuie temperată. Da, un pic mai temperată. Okay. Asta noi avem grijă. Acum am ieșit de la tenis. Da, și iarăși e întuneric. Și iarăși este întuneric, într-adevăr. Și Natalia o să ne spună în acest moment dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut la tenis. Mi-a plăcut așa de tare încât inima mi se rupea. Îți se rupea inima? Da. De plăcere, presupun. De plăcere, da. Și întrebarea cea mai importantă, tu mai vrei la tenis? Da. Mi-a plăcut cel mai mult să dau țâc, adică cu racheta în minge, da? Yeah. Acesta a fost vlogul nostru de luni. Și apoi să mai dați încă o pagină, că noi facem multe vloguri. Da, și, adică și să ne dați, să vă abonați. Să vă abonați la noi și mai ales să vă uitați cât mai mult la filmele noastre. Da. Pa, pa, pa! O să ne vedeți în alte părți. Pa, pa!